Salutare tuturor! Astăzi aș vrea să vorbim despre ipocrizia extremei drepte sau dreptei conservatoare, în special din partea Partidului Aur și o voi lua ca exemplu pe Diana Șoșoacă, celebra avocată ajunsă în Senatul României și voi comenta câteva dintre afirmațiile ei pe, afirmațiile ei pe care le-a făcut în timpul unui interviu cu Ion Cristoiu. Și acolo o să vedem că ea încearcă să pară cumva feministă, încearcă, mă rog, o să vorbim un pic și despre, un pic despre viața ei privată, da? deși nu e neapărat ceva ce aș face în mod normal, dar pentru a scoate în, în evidență ipocrizia e un pic nevoie să facem și treaba asta. Și haideți să vă arăt primul fragment din interviul cu Ion Cristoiu. Am citit că sunteți la treia căsătorie? Da. Ați mai avut două? Da. Au ieșit din cauza noastră sau a celorlalți? Nu știu ce să zic. Acum sunt destul de insuportabil. <laughs> sunt un om foarte autoritar. Ok. Din punctul meu de vedere, ca să lămurim asta, faptul că e la treia căsătorie nu e absolut nicio problemă, nu mi se pare absolut deloc problematic. Cred că orice om poate să căsătorească și să divorțeze de câte ori vrea. Dacă vrea să facă în fiecare zi, poate să facă în fiecare zi și de trei ori pe zi să se căsătorească și să divorțeze. Nu am absolut nicio problemă cu asta. Înțeleg perfect de ce se pot întâmpla divorțuri și de ce se pot recăsători oamenii. Mie, din punctul meu de vedere, este ceva foarte uh, normal. Evident, dacă se poate evita așa ceva și să presupunem că e o viață bună alături de un om, atunci ăsta ar fi probabil cazul ideal pe care l-ar dori toată lumea, dar în foarte multe cazuri nu se întâmplă asta și atunci, evident, apar separări, apar, apar divorțuri și așa mai departe. Din punctul meu de vedere de om secularist, da, care nu are foarte multă legătură cu partea religioasă, e o chestie foarte în regulă, dar... Partidul Aur, din partea căruia a candidat doamna Diana Șoșoacă, este un partid tradiționalist. Este un partid care vorbește despre familia tradițională. Despre familia tradițională, evident, într-un context creștin sau creștinesc. Familia tradițională, în contextul ăsta creștin... Nu știu dacă este neapărat o treabă cu trei căsnicii, da? Deci să vorbești despre familia tradițională ca fiind ceva deosebit. În momentul în care tu știi foarte bine din viața personală că familia asta tradițională, așa cum era ea văzută în trecut, nu e foarte ok și o știi din proprie experiență, mi se pare o. Ipocrizie. Mi se pare o fățărnicie și mi se pare o disonanță în discurs. Iar această disonanță, da, această ipocrizie este. Nu vreau să mai iau doar de Diana Șoșoacă, că da e unul dintre oamenii conservatori de pe partea dreaptă. Există foarte mulți oameni care sunt conservatori și se declară conservatori, dar nu au absolut nicio legătură cu valorile pe care le clamează, religiozitatea valorile tradiționale creștinești sau valorile cumva ale familiei tradiționale. Sunt foarte mulți oameni care doar le clamează pe partea conservatoare, dar nu au absolut nicio legătură cu ele și nu le exersează ei și ele în viața de zi cu zi. Avem nenumărate exemple de conservatori care au relații extraconjugale, amante și așa mai departe. Să nu mai vorbim acum am avut recent un exemplu de europarlamentar din partea Ungariei, un om care era contra drepturilor minorității LGBT în Ungaria, a ajuns parlamentar european, care a fost prins la o orgie gay în Bruxelles. Deci, foarte mulți dintre oamenii ăștia conservatori, ei sunt cumva pe principiu fă ce zice popa, nu ce face popa. Ei folosesc tradiționalismul ăsta pentru a câștiga popularitate și voturi, practic folosesc, folosesc religia în, în scop electoral și tradiționalismul în, în scop electoral, nu neapărat că ar practica ei în viața lor de zi cu zi așa ceva. Ceea ce, evident, după cum am mai zis, o uh, mare dovadă de ipocrizie. Și ipocrizia asta o găsim la foarte mulți, nu doar la doamna Șoșoacă, o găsim la mai mulți oameni de prin aur, poate o să vorbesc despre asta la un moment dat. Al doilea fragment pe care vreau să vi-l arăt este cum Diana Șoșoacă este feministă. Haideți să vă arăt. Nu, 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 este. Deci uitați-vă până la urmă și la, la legea electorală, da? da. Pe lista uh, cu candidați trebuie să ai pe fiecare listă, în fiecare județ, cel puțin o femeie. Dacă o să vă uitați, rare sunt femeile care sunt cap de listă și care de fapt au locuri eligibile. Ele sunt puse în ghilimele de umplutură, îmi pare rău să o spun, pe listă în jos și nu au, nu au acces de fapt la aceste funcții. Deci totul este de fațadă. Nimeni nu promovează în fapt o femeie inteligentă, o femeie care chiar are un cuvânt de spus. Uh, și asta mă deranjează foarte mult. Deci trebuie să existe și promovarea uh, unor femei care chiar sunt capabile și să conducă și să-și expună propria opinie uh, și să poată să, să poarte o discuție de la un cap la coadă fără să. Ok. Aici sunt foarte de acord cu ce zice, da? Femeile nu primesc șanse suficiente în politica românească și în, nu numai în politica românească, în politică în general. Și nici în societate, da, foarte de acord, deci este discurs feminist. Orice feministă care au de discursul ăsta, sau feminist care au de discursul ăsta, rezonează. Și, și eu rezonez cu discursul ăsta. Problema e că doamna este membra unui partid conservator tradiționalist prin tradiție, rolul femeii nu este să fie, să, să activeze în viața politică și să conducă cetatea. Rolul femeii tradițional, familia tradițională, rolul femeii este cumva de anexă a bărbatului. Rolul femeii nu este acela de a conduce în, în doctrina asta conservatoare. Deci să, să vii cu discurs feminist și de drepturi ale femeilor și de uh, un discurs totuși. Corect, da? Dar tu să faci parte dintr-un partid conservator plin de misogini este iarăși o chestie de uh, foarte, foarte multă ipocrizie. Și o să vă citesc acum colegul despre, uh, ce crede despre femei colegul ei de Parlament de la Aur, uh, cum îl cheamă? Lavric. Da? Este celebrul misogin de serviciu uh, autor de cărți, Lavric, da? care este coleg. Ok, hai să citim aici dintr-un articol din Libertatea care a selectat câteva pasaje din opera acestui mare uh, scritor, uh, și el feminist, evident. Uh, ia să vedem ce zice el despre femei. Cineva filozofie nu va găsi în capul femeii, dar în schimb va găsi cu fundarea în atanorul labios. Uh, ideea e că uh, femeile nu sunt bune la filozofie, da? Deci asta e ideea. Atanorul bios, da? Asta e cufundarea în uh, Atanorul uh, labios. Deci asta e, de fapt, ce le caracterizează pe femei. Nu uh, capacitatea de a înțelege filozofie. Ok, hai să vedem ce mai zice Lavric mai jos un pic. Nu pot să spun că femeia excelează prin gândire logică, mai ales prin aptitudini uh, filozofice. Îmi pare rău, filozofia este un domeniu aflat aproape exclusiv în apanajul bărbaților. Deci femeile sunt proaste și nu înțeleg filozofia. Asta zice colegul de partid al feministei noastre din care am, pe care am ascultat-o până acum. Da? Ce mai zice aici Sorin Lavric? Zice că femeia este acea minune complementară care îl întregește pe bărbat. Deci e complementară, dar e cumva un atașament al bărbatului, nu e o chestie de sine stătătoare, e o chestie care e, e ceva ce completează bărbatul. da. Deci bărbatul e treaba principală. Asta spune Lavrica aici. Ia, ce mai zice? Cele două sexe alcătuiesc un în întreg tocmai măsura în care se întregesc. Ceea ce nobilează ambele părți este tocmai diferența dintre ele. În momentul în care șterg această diferență numele unei fantasmagorice egalități, atunci perechea dispare. Dispare în ceva uniform. Deci, ideea este că. Deci, nu, egalitatea între sexe este ceva fantasmagoric. Asta spune Sorin Lavric. Și atunci să nu vă mai întrebați de ce. Femeile în societatea românească și nu numai în societatea românească, în majoritatea țărilor și societăților, de fapt în toate, sunt discriminate și nu ajung să fie în poziții de putere și nu neapărat în poziții de putere, dar în poziții de egalitate cu bărbații. Da? Pentru că aveți colegi care sunt misogini aveți colegi care cred că femeile sunt un fel de rasă inferioară, ceva care se atașează bărbatului, dar nu, nu, nu văd femeile ca pe ceva de sine stătător. Și mai cred și că femeile sunt uh, proaste și nu înțeleg logica și uh, filosofia, da? oameni de genul Sorin Lavric. Asta, uh, ăștia sunt colegii dumneavoastră de partid și cam, uh, cam asta este ideea. Da? Uh, ipocrizie maximă la Diana Șoșoacă. Nu poți să vorbești despre familie tradițională în sensul creștinesc și așa din uh, vechile obiceiuri, da? Iar tu să, să crezi că e ok să ai, uh, de exemplu, două divorțuri, trei căsnicii, ceea ce din punctul meu de vedere e foarte ok, n-am nicio problemă cu asta. Uh, dar nu poți să vii fi să fii propovăduitorul familiei tradiționale uh, în felul ăsta și nu poți să fii nici uh, propovăduitorul familiei uh, tradiționale în momentul în care crezi că femeile ar trebui să aibă mai multă putere de decizie în societate. Pentru că, prin definiție, conservatorismul și tradiționalismul uh, înlătură femeile din zona asta. După cum am văzut, colegii uh, doamnei uh, Șoșoacă. Asta cred sau unii dintre ei și bănesc că e de fapt majoritatea, cred asta, n ori. Haideți să fim serioși. Da, cam asta aș, aș avea de spus. Vă mulțumesc pentru vizionare. Aștept comentariile voastre mai jos. Nu uitați să vă, vă abonați dacă vreți să vedeți mai multe clipuri. La revedere!